Noapte albă pentru polițiștii de la rutieră din județul Harghita. Aceștia au împânzit șoselele pentru a-i prinde pe șoferii care s-au urcat la volan după ce au băut. Dar cu etiloteste, aceștia au oprit mașină după mașină toată noaptea. Poftiți de sigilație. Suflați continuu până nu mai băbe. Șoferul din imagine nu a băut nimic înainte de a se urca la volan, dar a călcat prea tare accelerația. Altă dată cu viteză mai mare. Polițiștii l-au păsuit, i-au dat un avertisment și l-au lăsat să plece mai departe, însă nu toți șoferii au scăpat atât de ușor. Trageți aer în piept și suflați continuu până vă spune. Suflați. Suflați mai. Și a dat tot ce a avut mai bun din el. 0.30. O să fie reținut permisul de conducere pentru 90 de zile. La care se mai adaugă și o amendă consistentă de câteva sute de lei. O semnătură că ați luat la cunoștință. Vinovat, omul și-a luat în grijă premiul și a plecat spre casă pe jos. Am organizat o acțiune pentru combaterea consumului de alcool la volan. Pe raza întregului județ Harghita, la acțiune sunt angrenate 16 echipaje de poliție rutieră cu 32 de cadre de poliție rutieră. Au fost constatate 4 situații în care conducătorii auto au condus auto sub influența băuturilor alcoolice.